Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Primarul orașului Petrila s-a întors din București cu vești bune pentru locuitorii orașului. Minerii din Valea Julii vor încasa și anul acesta prime de Crăciun și revelionul pensionarilor va fi organizat la Petroșani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Un incendiu a izbucnit aseară la o locuință din municipiul Petroșani. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt semnificative. Pompierii detașamentului Petroșani au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurd la un incendiu care a cuprins o locuință situată pe strada Micu Klein. La sosirea echipajelor operative la fața locului, incendiul se manifesta violent în 2 camere și la acoperiș pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, cu posibilitatea de extindere la o altă locuință învecinată. Pompierii militari au localizat și au lichidat incendiul în limitele găsite. Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale au fost semnificative. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o instalație de încălzire improvizată. Primarul orașului Petrila, Vasile Jurcă, s-a întors din București cu vești bune pentru locuitorii orașului. Acesta a reușit să semneze mai multe contracte de finanțare prin PNRR. Cele 4 contracte care au fost deja semnate au o valoare totală de peste 3,8 milioane de lei. Pot să vă spun că am semnat primele contracte de finanțare pentru care am depus cereri pe PNRR. Urmează și altele. Am fost anunțat de la București ieri pe mail că urmează să merg să semnez zilele astea și un contract, încă un contract pentru blocul 43 din 8 martie. La momentul ăsta avem contractul semnat pentru puzurile unor zone din oraș și zona de la UNEX pe care le avem prin le vom face printr-un proiect pentru care deja avem contract de finanțare. Așa cum spuneam, sunt primele contracte. Noi acolo, pe PNRR, am pus foarte multe cereri de finanțare și sper eu să obținem contracte pentru toate, pentru că implică reabilitarea termică a peste 22 sau 24 de blocuri din orașul Petrila, implică reabilitarea școlilor din orașul Petrila, respectiv școala de Sârbu, școala numărul 6, școala numărul 5, liceul Constantin Brâncuș, mai puțin, din păcate, școala numărul 2, pentru care încă n-am găsit sursă de finanțare. Semnarea contractelor de finanțare presupune ca banii necesari pentru implementarea proiectelor de investiții să fie obligatoriu virați către autoritățile locale. Cu siguranță, în momentul în care ai un contract de finanțare, adică ai asigurat banii pentru a executa lucrările pe care ți le-ai propus prin cererea de finanțare. Respectiv, la momentul ăsta, ce v-am spus, reabilitare termică și pe partea cealaltă planurile urbanistice zonale de care avem nevoie pentru un alt proiect mare. Uneori însă perioada de la semnarea contractelor de finanțare și până la încasarea banilor poate fi îndelungată. Primirea banilor nu este o problemă, problema este circuitul documentelor. Deci la momentul ăsta noi pentru obiectivele pentru care avem semnat contract de finanțare, urmează să dăm drumul la licitație pentru partea de proiectare. După ce se finalizează proiectarea, proiectul va fi din nou verificat de către finanțator, respectiv PNRR. După care, după ce PNRR-ul își dă ok-ul pe proiect, va fi scos la licitație. Deci astea sunt etapele. Într-adevăr, de exemplu, dacă mă întrebați pe porul trecut, termenele astea au fost foarte lungi. Au durat, de exemplu, până de la momentul la care am depus o cerere de finanțare și până când am reușit efectiv să facem lucrările la blocuri, au durat 3 ani și chiar 4 ani. Am avut proiecte depuse în 2016, în 2017 și am reușit să le implementăm abia în 2020-2021. Eu acum sper ca lucrurile să meargă un pic mai repede. De fiecare dată când am avut ocazia să discutăm cu miniștrii, cu secretarul de stat, cu directorii, inclusiv cu directorul de la ADR Vest, am sesizat aceste aspecte pentru că există un timp foarte mare de la momentul depunerii cererii de finanțare până la implementare. Ni s-a promis că în următoarea perioadă, adică în perioada actuală de finanțare, 2021-2027, vor încerca să simplifice aceste mecanisme și termenele să nu mai fie atât de lungi, pentru că ele duc și la
probleme, gen prețuri, da? Un proiect estimat în 2017 nu mai are corespondent în 2022, adică prețurile nu mai sunt valabile pentru anul 2022, pentru că materialele de construcții în 2018-19 aveau o valoare, acum ați văzut că valorile lor sunt duble sau chiar triple. Noi am avut situații de genul ăsta în care am avut proiecte și cereri de finanțare, proiecte estimate și cereri de finanțare, contracte de finanțare pe sume care nu mai aveau nicio legătură cu realitatea, cu momentul la care le-am scos la licitație. Deci noi vom face tot ceea ce ne stă în putință ca lucrurile să fie, să se deruleze într-un termen cât mai scurt posibil. Minerii din Valea Jiului vor încasa și anul acesta prime de Crăciun. În acest sens a fost semnat protocolul care vizează virarea banilor în contul angajaților Complexului Energetic Hunedoara până în data de 23 decembrie. O noutate este faptul că la începutul acestei luni, angajații Complexului Energetic au avut parte deja de un alt bonus diferit față de cel de Crăciun. Vreau să vă spun că până acum angajații Complexului Energetic Hunedoara au încasat crema de Sfânta Varvară, cremă pe care am reușit să o reintroducem în contractul colectiv de muncă la negocierile de anul acesta. Bineînțeles, această primă va rămâne și în anii următori, ea va rămâne de acum încolo în contractul colectiv de muncă. Deși Complexul Energetic Hunedoara se află din 2019 în insolvență, în acest an angajații acestuia vor beneficia de mai multe prime față de anul trecut. De asemenea, am semnat un protocol prin care toți angajații Complexului Energetic Hunedoara vor încasa prima de Crăciun până în data de 23 decembrie. Revelionul pensionarilor va fi organizat la Petroșani. După o pauză cauzată de pandemie, anul acesta primăria localității a reluat organizarea evenimentului. La revelionul pensionarilor pot participa persoane pensionate împreună cu soțiile, soții sau persoanele însoțitoare ale acestora. Revenionul pensionarilor am reușit să îl refacem pentru că în perioada de pandemie n-am mai ținut această manifestare. În data de 27, 28 și 29 decembrie vor fi organizate petreceri la restaurantele din municipiul Petroșani pentru pensionari. Costul pentru o persoană va fi de 50 de lei, diferența fiind suportată din bugetul local. Se pot înscrie și acum. Teoretic se pot înscrie până în ziua în care, cu o zi înainte, pentru a putea da numărul de locuri la restaurante, se pot înscrie cei care doresc. Actele necesare pentru înscrierea la revelionul pensionarilor sunt cartea de identitate și cuponul de pensie. Un nou model cadru al contractului individual de muncă a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial. Datorită intrării în vigoare a acestuia, cel vechi folosit în ultimii ani este abrogat și își pierde aplicabilitatea. Astfel, angajatorii nu se mai pot raporta la acesta. Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat trebuie să cuprindă în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul cadru. În data de 9.12.2022, s-a publicat în Monitor Oficial aprobarea noului model cadru al contractului individual de muncă. Acesta cuprinde o serie de modificări. Noul model se regăsește și se poate descărca de pe pagina instituției www.itmhunedoara.ro. Acolo atât angajatorii cât și angajații pot regăsi acest model cadru și se poate studia și verifica și lua la conștiință despre toate modificările cuprinse. Potrivit noului model cadru al contractului individual de muncă, salariatul are în principal următoarele drepturi. Dreptul la salarizare pentru munca depusă, la repaus zilnic și săptămânal, la concediu de odihnă anual, la egalitate de șanse și de tratament, la securitate și sănătate în muncă și la dreptul la formare profesională. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!